Deja peste 2.300.000 de dosare sunt introduse într-un sistem informatic unde am separat perioadele contributive față de perioadele asimilate, sporurile care nu au fost cu caracter permanent și nu au fost toate în calcul, față de sporurile care au fost toate în calcul, astfel încât noi când terminăm asistența tehnică cu Banca Mondială, când terminăm acest contract cu Banca Mondială și acest contract de reformă, să putem imediat să trecem la recalculare. Care este termenul limită pentru reevaluarea dosarelor? 31 decembrie 2022. Suntem în grafic? Păi dacă suntem la nici jumătatea anului și deja peste jumătate din dosare sunt făcute, sper să ne apropiem. Și să zicem că se va prelungi, poate cu 2 săptămâni, o lună. Eu nu cred că se va prelungi, dar suntem acolo.